confruntarea seara în studioul Gorj TV între actualul primar de Bolboș, Gheorghe Bilea, și fostul primar Viorel Croitoru. Primul spune că a găsit la primărie datorii de 20 de miliarde de lei vechi și conturile blocate. Pe lângă aceste datorii și câte două abonamente de angajat, dacă amintim că erau 50 de contracte și 30 de angajați. Au fost 57 de abonamente și 6 modemuri de internet. 50 și cât a zis? 57, da, de abonamente. Dar câți angajați sunt acolo în primărie? Angajați sunt 22, nu cunosc situația, câte telefoane s-au dat la, și la consilieri și la angajați, dar totuși era o sumă... Deci 22 de angajați, câți consilieri? 13. Și consilierii. 13, 12, și vicele e... 35, restul de abonamente? Nu cunosc situația. Primarul spune că la primăria Bolboș și datoriile cresc în fiecare zi. Datoriile erau în jur de 3.700.000, următoarea fază 11.300.000, 18 și acum avem 20.600. Fabuloasă sumă de 21. Croitoru se apără și neagă orice acuzație și îl avertizează pe Bilea că trebuie să preia primăria și cu bune și cu rele. Nu, domnule, nu e niciun cont blocat. Nu sunt, domnule, conturi blocate. A fost, l-am deblocat. Acum, dacă dumnealor nu vor să-i bage în seamă pe constructorul care a executat lucrarea și trimite la mine ca să le dau eu banii, păi dacă ai preluat primăria, preluie ei cu tot și cu bune și cu rele. Consilierii au aprobat acum câteva zile efectuarea de către Curtea de Conturi a unui audit la primărie.